Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifa, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. L-am alături de mine pe artistul Adrian Minune. Bună seara, mulțumesc frumos pentru prezența. Bună seara, bine m-am găsit. Sunteți în mod incontestabil unul dintre cei mai iubiți interpreți de manele din România. Mulțumesc. Și sunteți recunoscut pentru faptul că aveți o voce foarte frumoasă. Mersi frumos. Aparent, pare că se știe totul despre dumneavoastră, însă eu mi-am propus că la finalul acestor 40 de întrebări să-l descoperim cu adevărat pe Adrian Minune. Sunteți pregătit? Să-i dăm drumul. Îi dăm drumul. În buletin vă numiți Adrian Simionescu, dar celebritatea ați cunoscut-o sub numele Adrian Copilul Minune, un nume de scenă pe care vi l-a dat bunica dumneavoastră. Iată ce declarați, citez acum: bunica m-a considerat o adevărată minune pentru că am cântat de la o vârstă foarte fragedă și pentru că eu eram răsfățatul tuturor lăutarilor la nunți și petreceri. În presă s-a scris și că ați fi preluat în numele Minune de la celebrul acordeonist Ionică Minune. La un moment dat v-ați schimbat numele de scenă în Adi De Vito, nu pentru mult timp, pentru că ați decis să deveniți Adrian Minune, așa cum vă știe acum toată România. Nu ați ezitat niciodată să declarați că sunteți mândru de dumneavoastră și de tot ce ați realizat în viața profesională și vă citez acum: trăim într-o țară de 22 de milioane de locuitori și probabil că eu sunt unul dintre cei mai iubiți lăutari. Urmează întrebarea. Sunteți cel mai iubit interpret de manele din România? Dacă ar fi să vă răspund pe scurt, aș spune da. Dar având în vedere că eu sunt un băiat modest, am spus probabil cel mai iubit artist din România. Nu sunt ca ceilalți, să spun, sunt numărul 1, ca mine nu e nimeni, sau nu știu ce să mă laud. Dar probabil sunt cel mai iubit băiat din România. Mulțumesc! Cu siguranță sunteți unul dintre cei mai solicitați cântăreți de manele, iar acest statut va aduce câștiguri pe măsură. Presa a scris că onorariul dumneavoastră este de cel puțin 6.000 de euro, dar cu tot cu banii strânși din dedicații ajungeți să câștigați chiar și 20.000 de euro la un singur eveniment. De exemplu, la o petrecere ați strâns în numai jumătate de oră 16.000 de euro doar din dedicații. Sunteți un tip discret, știu bine, atunci când vine vorba de onorariile primite, dar, din când în când, ați mai dezvăluit așa din sumele pe care le câștigați. Vă citez acum: am câștigat și 60.000 de euro într-o zi, dar și 150 de lei într-o seară la o cântare. În 2019, presa scria că sunteți pe locul 3 în topul celor mai bogați interpreți de manele din România, cu o avere de multe milioane de euro, la care se adaugă minimum 15 vile și 13 mașini. Eu vreau să știu altceva. Vreau să știu care este cea mai mare sumă cu care ați plecat de la o nuntă. Urmează întrebarea. Când ați făcut primul milion de euro? Sincer, niciodată. Nu sunteți sincer. Ba da. Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat. Asta e altceva. Dar niciodată nu am făcut un milion de euro. Bine, dar cu care e suma asta cea mai mare cu care ați plecat de la o nuntă? A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari. Bine, mulțumesc. Continuăm. V-ați născut și ați crescut într-o casă modestă din Ștefănești de Jos, județul Ilfov, și în ciuda faptului că traiul de acasă era unul cu neajunsuri, ați fost un copil foarte vesel. Ba chiar am aflat că erați un ajutor de nădejde în gospodăria familiei. Cât timp mama era plecată la serviciu, dumneavoastră era cel care făcea curățenie și care avea grijă de fratele mai mic. Și pe lângă toate aceste responsabilități de om mare, știu că iubeați în mod special sărbătorile de iarnă, pentru că doar atunci primeați cadouri de la Moș Crăciun. Vreau să-mi spuneți dacă ați suferit din cauza lipsurilor din acea perioadă și care este cea mai frumoasă amintire legată de Crăciun. Urmează întrebarea.
Care a fost cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-ați primit în copilărie? Mai mult decât o pereche de ciorapi și un maieu în copilărie, nu am primit. Eu am fost cel care am făcut cadouri părinților și bunicilor, pentru că așa m-a miruit Dumnezeu, harul lui a fost vocea. Și cam asta e. Bine, continuăm. Nu v-ați ferit niciodată să vorbiți despre trecutul dumneavoastră și ați recunoscut că sărăcia v-a împins de multe ori chiar să furați. Vă citez. Odată am vrut să-i bucur pe ai mei și am furat pepeni dintr-o bostană. I-am îndesat într-un sac pe care l-am legat de bicicletă. Dumnezeu m-a văzut, am căzut de pe bicicletă rău, m-am julit tot și am spart toți pepenii. A doua zi am cântat la nuntă plin de echimoze, pansamente și pete de iod. Tot nevoia v-a împins să furați de această dată o bicicletă, pentru că nu aveați cu ce străbate cei 25 de kilometri de la Ștefănești de jos până în Colentina, acolo unde vă era școala. Vă citesc din nou. Recunosc, bicicleta era una furată, nu aveam bani să-mi permit una. Mai toți la vârsta aceea furam, nu ne dădeam seama. Și deși erați un copil, ca să vă ajutați familia, știu că obișnuiați să adunați fierul vechi pe care oamenii îl aruncau, iar bunicii îl preschimbau în bani pentru a avea ce pune pe masă. Se vede clar că ați simțit încă de mic ce înseamnă greutățile vieții și mă întreb ce alte lucruri mai făceați atunci, în copilărie, ca să vă ajutați familia. Urmează întrebarea. Cât timp ați umblat după fier vechi? Niciodată. Niciodată nu. Dumneavoastră știți că presa mai umflă pentru a se citi un ziar sau dacă dai o informație greșită, te poți uita pe post. Dar în schimb pot să spun altceva, că nu am avut biberon când eram mic, că aveam o cârpă cu zahăr, udă, că n-am avut suzetă. Cam astea sunt. Iar aveam două rânduri de bunici. Sărăcia mai mare era în partea cealaltă la tata, la părinții tatălui meu, iar la bunicii mamei mele nu am fost chiar atât de amărât. Să știți că bunicii mei au muncit, iar bunica mea câștiga foarte bine. Iar după fier vechi nu am umblat. Bun. Toate informațiile pe care le prezentăm sunt cele pe care le-am găsit în presă și sunt conștient, de aceea spun și acesta presa este și, da, unul din obiectivele mele, să putem să așezăm iar informația. Sunt foarte sincer cu dumneavoastră. Curată. Mulțumesc. Continuăm. Pe lângă iubirea imensă pe care știu că i-o purtați mamei, bunicii au fost pentru dumneavoastră cele mai dragi ființe, iar bunicul a fost cel care v-a ținut loc de tată și v-a oferit dragostea paternă de care aveați nevoie, și asta pentru că la doar 4 ani știu că tatăl dumneavoastră v-a părăsit. Ați povestit mai târziu, vă citez, pe tata nu l-am iubit ca pe mama, nu l-am văzut de multe ori. Aș vrea să-mi spuneți dacă aveți totuși vreo amintire cu tata și dacă ați mai păstrat legătura cu el în tot acest timp. Urmează întrebarea. De ce v-a abandonat tatăl dumneavoastră? Să fiu sincer, știu certurile din casă de atunci de când aveam 4 ani, să nu zic că știu și cutremurul din 77 când aveam 3 ani. Deci dacă spui cuiva, nu te crede. De ce s-au despărțit părinții mei, sigur, nu știu. Știu că era foarte impulsiv, era rău cu mama și la un moment dat ei s-au despărțit. Și dacă am vreo amintire cu el, este tot atunci când aveam 4 ani, când avea un IMS-ul, bineînțeles lucra la aparatul telefoanelor, și mergeam și mă întorceam colțul străzii și apoi mă lăsa jos și pleca la serviciu. Mulțumesc. Mergem mai departe. La școală. V-ați făcut imediat remarcat datorită calităților vocale. Citez acum, vă citez. Vă rog. Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie a lui Tudor Gheorghe. La 6 ani s-a descoperit că am aptitudini muzicale. Din acel moment am participat la toate activitățile și la Cântarea României ca prim solist.
După terminarea clasei a 8-a, v-ați înscris la Liceul Tehnic Traian și, deși erați un elev bun la învățătură, ați abandonat studiile în clasa a 9-a. Știu că ați preferat să mergeți să cântați la nunți pentru a vă putea întreține familia, iar în timp ați devenit unul dintre cei mai renumiți cântăreți de manele și, prin prisma meseriei dumneavoastră, ați întâlnit oameni din toate mediile și din toate păturile sociale. Vreau să-mi spuneți dacă ați fost pus vreodată în situații inconfortabile tocmai din cauza lipsei studiilor. Urmează întrebarea. V-ați simțit vreodată disprețuit pentru că nu aveți studii? Am 10 clase. La liceul 3 nu am fost niciodată. Am fost la școala 255, unde am făcut 10 clase, că se făcea atunci. Și nu m-am simțit niciodată inconfortabil, pentru că atunci Dumnezeu când dă și fără școală. Așa e. Mulțumesc. Mergem mai departe. Bunicii, care se trăgeau din familii de lăutari, au fost cei care v-au descoperit talentul și v-au îndreptat către muzică. Bunicul Vasile, înțeleg că a făcut un împrumut la cec pentru a vă cumpăra cel mai scump acordeon din magazin, cu care ați început să cântați la nunți. La 13 ani deja cântați și cu vocea, dar aveați o problemă. Acordeonul era foarte mare și greu pentru dumneavoastră. Vă citez: mi-era greu să-l țin, dar îmi de să-l mai și car. M-a ajutat mama, ori bunicul, ei mă însoțeau la cântări de tot felul. Mergeam cu ocazia, cu autobuzul, însă merita. Chiar și așa, la doar 14 ani, știu că aveați să câștigați mai mulți bani decât un adult și deja toată baza familiei era în dumneavoastră. Urmează întrebarea. La ce vârstă ați încetat să mai fiți un copil? Chiar din clasa 5-a, 6-a, pentru că eu începusem să cânt aproape în fiecare zi, chiar dacă se cânta vineri, sâmbătă, duminică, dar noi mai cântam și luni, și marți, așa, când era ziua cuiva. Și de atunci am încetat să mai fiu copil, pentru că dormeam foarte mult după ce cântam. Și încet, încet am devenit bărbat, să zic așa, pentru că am câștigat bani de la o vârstă foarte fragedă. Și începusem deja să gândesc pentru viitor. Deci cam de la 13 ani. Ați început să fiți bărbat? Da. Am încetat să fiu copil. Frumos. Continuăm. În anii 2000, v-ați făcut debutul oficial pe piața muzicală din România. A fost momentul când oamenii au început să vă cunoască la nivel național, atunci când, împreună cu interpretul Costi Ioniță, ați lansat celebra manea Of, viața mea. Da. Melodia a beneficiat de un videoclip difuzat la televizor, un lucru rar întâlnit la vremea respectivă, cel puțin pentru acest gen muzical. S-a auzit peste tot melodia, din boxele mașinilor, la petrecerile din restaurante, în cluburile de pe litoral și, bineînțeles, în târgurile de provincie. Of, viața mea a fost declarată cea mai cunoscută manea a tuturor timpurilor. Refrenul piesei a fost, de departe, cea mai mare provocare pentru fani, cu acel celebru of, cântat secunde întregi. Cred, domnule Minune, că împreună cu Costi Ioniță l-ați întrecut până și pe marele comentator sportiv Ilie Dobre, recunoscut pentru cel mai lung strigăt de gol din istorie. Urmează întrebarea. Care este cel mai lung of, viața mea, pe care l-ați cântat vreodată? Cel mai lung of, viața mea, a fost atunci când am fost supărat, probabil. Iar datorită piesei respective a trebuit să interpretăm așa foarte lung, dacă te referi la 4 măsuri, 8 măsuri, 16 măsuri, am trecut orice. Of, viața mea. Așa am considerat noi, atât eu cât și Costi Ioniță, forță Costi, să-l cântăm mai lung. Iar cel mai lung, nu pot să spun acum, țin minte, în data de, sau la ora de, sau la nunta de, sau în anul de. Știu că și acum, în timpul nostru, se cântă tot atât de frumos, de duios și de lung. Și iar sună acum.
Cum? Ar suna cum acest of? Dacă o să mă chem la o emisiune de cântat, o să-ți cânt. Bine, așa facem. Continuăm. La peste 20 de ani de la lansare, Maneaua Of, Viața Mea, continuă să suscite discuții în lumea muzicală, fiind revendicată de mai mulți artiști. Mult timp s-a crezut că piesa ar fi fost compusă de Costi Ioniță. Mai târziu, cel care și-a asumat drepturile de autor a fost un alt interpret, Florin Salam, îl citez. În 2000 nu mă cunoștea nimeni. Veneam de la 30 de kilometri de București și învățasem să cânt la acordeon de la unchiul meu. Mă pricepeam însă să compun. Melodia Of, Viața Mea, eu am compus-o, spunea Florin Salam. Mai sunt și alți interpreți care susțin că ei ar fi compus această piesă. Iată ce declara Vali Bijelie. Of, Viața Mea a fost compusă de mine. Adrian mi-a cerut voie să o cântem împreună cu Costi, eu i-am spus că îi dau voie cu cea mai mare plăcere și Adrian mi-a dat $2000. Noi am făcut-o cum cântam noi la nuntă. El a făcut-o pentru discotecă. Pe site-ul Wikipedia, autor al melodiei figurează culmea altcineva, Nicolae Guță. Planează așadar un mare semn de întrebare asupra celui ce deține cu adevărat drepturile acestei piese. Urmează întrebarea: cine a compus Of, Viața Mea? Nimeni din toți cei enumerați de tine. Nu este adevărat. Cine a compus este Liviu Puștu. Culul la sfârșit. Puștul. El a compus. Deci Liviu Puștu. Da. Bun. Mergem mai departe. Sunteți considerat un etalon în lumea manelelor, iar mulți dintre colegii dumneavoastră de breazlă v-au numit chiar simbolul acestui gen muzical. Cele mai multe dintre melodiile dumneavoastră sunt cântate și astăzi la petreceri și se regăsesc pe toate albumele de tip best-of al genului. Aveți 47 de ani, mulți înainte, și 45 de albume lansate pe piața muzicală, majoritatea în colaborare cu cei mai cunoscuți artiști de manele, precum Vali Bijelie, Florin Salam, Carmen Cerban sau Jean de la Craiova. Cu toții sunt artiști foarte iubiți de publicul larg, dar întotdeauna a existat așa o diferență între dumneavoastră și colegi. Întrebat la un moment dat de jurnaliști dacă mai există cineva ca dumneavoastră, ați răspuns, fără lipsă de modestie, și vă citesc din nou, nu mai există un minune. Urmează întrebarea: ce vă face mai bun decât ceilalți interpreți de manele? Probabil seriozitatea, probabil familia, iar publicul este cel care să spună adevărul. Iar fel și maneliștii noștri, la fiecare solist există câte o piesă bună, dar a fi cel mai bun, probabil că am zis chestia asta când eram mai tânăr, dar dacă mă întrebați acum, am să vă răspund că nu cred că sunt cel mai bun. Cred că sunt cel mai apreciat. Unul dintre cei mai apreciați. Bine, și cine este cel mai bun? Am spus, fiecare solist are câte piesă bună. Am înțeles. Dacă ar fi... Trecerea timpului v-ați găsit așa un caracter mai diplomat. Da. Bine, ca să iau un răspuns corect, eu sunt cel mai bun. E bine? Da. E bine. Ok. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Prima întrebare roșie. Din cariera noastră artistică, nu au lipsit scandalurile de plagiat. În 2014, ați fost acuzat că ați furat piesa celebrului interpret grec Nikos Vertis. A spus atunci că singurul lucru pe care l-ați schimbat au fost versurile melodiei și ați creat hitul Dacă Existi în Vise. O altă melodie pentru care ați fost acuzat de plagiat este hitul Rihannei, Man Down, însă de departe cel mai răsunător scandal de plagiat, care v-a vizat în mod direct, a pornit de la compozitorul piesei De-ar fi să vii, Alexandru Vilmani, care s-a arătat revoltat de faptul că dumneavoastră și Dan Bursuc v-ați declarat adevărații părinți ai melodiei, cu care, de fapt, regretata Mihaela Runceanu a făcut istorie la mijlocul anilor 80. Îl citez acum. Vă rog să ascultați, toată țara, toată planeta, ce tupeu mărșav pot să aibă acești bandiți pseudomuzicanți, cum își permit ei să fure creația mea care circulă de 30 de ani sub titlul De-ar fi să vii. Nici nu pot să-l numesc plagiat. E un furt intelectual ordinar.
Artista Elena Cârstea s-a implicat și ea în acel scandal și a cerut Asociației pentru Drepturi de Autor să vă oblige să direcționați toate încasările pentru acea piesă către compozitorul original și către familia regretatei Mihaela Runceanu. Urmează întrebarea roșie. V-ați făcut un obicei din a fura piesele altora? Nu mi-am făcut un obicei de a fura piesele altora. E adevărat că am pus alte cuvinte pe toate piesele care ați spus dumneavoastră, iar eu nu numesc a fura chestia asta. Dacă domnul Alexandru Vilmani crede că eu am furat această piesă, este adevărat că linia melodică este notă cu notă, dar nu mi-am însușit drepturile. Adică, vezi, doamne, că am compus eu această melodie. Pentru că cei de la Credinam sau cei care vrei să scrii o piesă, îți cere, în primul rând, cele patru măsuri scrise de tine, că altfel nu-ți dă banii. Da? Păi cum să... Niciodată nu am spus că e piesa mea. Dacă am cântat-o pe un alt post de televiziune, am cântat-o că îmi place foarte mult și nu cred că ar fi trebuit să cer voie la nimeni. Îmi place piesa asta, am pus niște cuvinte și o cânt, dar nu spun, am compus o melodie. Și nu scrie nicăieri că eu am compus această melodie. Asta înseamnă furat. Deci nu am furat. Doar că îmi place piesa și a trebuit să-ți o cânt ca să te impresionez. Doar atât. Vă rog. Dar fi să vii? O să cânt, să faci nuntă. Păi acum așteptăm nunta. Mi-a spus că veniți la altă emisiune. Ce facem? Așa seara nu-mi cântați nimic? Dorin. Eu n-aud vocea. Sunt de la 40 de întrebări, nu la 40 de melodii. De note și de măsuri. Mergem mai departe. Vă conving eu până la final. Aveți 10 ani și erați împreună cu bunica dumneavoastră la o cântare când ați văzut un om cu o sabie înfiptă în cap. Ați înțeles încă de pe atunci că meseria pe care urma să o îmbrățișați nu e una tocmai ușoară. Ați avut într-adevăr parte de-a lungul carierei de experiențe de acest fel. În 2014 știu că ați primit amenințări cu moartea, ba chiar ați fost la un pas să fiți înjunghiat. Vă citez acum. A fugit spre mine să mă bată, să mă omoare. Nu știu ce era în capul lui. Avea obiecte periculoase la ei. S-au scos cuțite. Eu nu sunt un om să mă bat. Eu nu știu să mă bat. Eu cânt. Anul trecut, presa a scris că mai mulți interpreți de manele au fost agresați de membrii ai clanurilor interlope. Aceștia așteptau ca artiștii să termine concertele, iar apoi le cereau banii obținuți din dedicații. Dumneavoastră ați spus din nou, vă citez, eu nu sunt genul de lăutar care să cotizeze. Nouă lăutarilor ni se cer bani, dar eu nu cotizez. Aș vrea să-mi spuneți, să-mi povestiți dacă meseria aceasta este chiar atât de periculoasă precum se vehiculează. Urmează întrebarea. Ați simțit vreodată că nu veți mai ieși viu de la o cântare? Da, nu odată, de mai multe ori. Este o meserie foarte periculoasă. Dar atâta timp cât ești serios cu oamenii și îți respecti meseria pe care o ai, de fapt trebuie să te respecti, da? Că dacă eu mă respect, înseamnă că te respect și pe tine. N-aș fi putut să vin la emisiunea ta în training. Sau să-ți cânt foarte prost, sau să te încurc la nuntă. Deci atâta timp cât te respecti lumea, nu este periculos. Dar totuși, dacă ai ajuns la nuntă, cunoști un om și când e treaz, și când e abțiguit, și când e foarte beat, sau când nu mai răspunde de el. Asta înseamnă a fi periculos. Și mai ales că eu, atât cât și colegii mei, este o meserie periculoasă și trebuie să-ți asumi atunci când ești lăutar. Sau probabil chiar noi îi facem pe ei periculoși pentru că alți lăutari vor să plătească ca să ajungă la un microfon. Uh-huh. Deci e o meserie foarte periculoasă și m-am simțit în pericol înainte de. Bine. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie din nou.
În 2010 ați fost martorul unei tentative de asasinat. Vă aflați într-un club din capitală, alături de câțiva prieteni, printre care și finul dumneavoastră, Florin Salam, când un scandal monstru a izbucnit între două clanuri interlope. Fără să vreți, ați asistat la scene de o violență cruntă. O persoană a fost înjunghiată cu un cuțit în abdomen. Polițiștii au deschis atunci un dosar de tentativă de omor în care dumneavoastră ați primit calitatea de martor și știu că ați mers la audier și inițial ați refuzat să dați declarații, spunând că nu ați văzut nimic. Cu toate acestea ați fost pus sub învinuire, alături de Florin Salam, pentru favorizarea infractorului și mărturie mincinoasă. Într-un final ați recunoscut totuși că ați văzut victima care alerga înjunghiată pe scări. Aș vrea să știu cum s-a încheiat acest dosar. Urmează întrebarea roșie. Ați mințit autoritățile ca să nu vă puneți rău cu lumea interlopă? Sincer, nu. Chiar nu asta a spus mai devreme, că am văzut victima când alerga pe scări. Înseamnă că eu eram la parter, iar el era la etajul 1. Dacă a fost tăiat de unde alerga pe scări, înseamnă că nu am văzut. Și nu am mințit autoritățile. Bine, continuăm. Aveți doar 17 ani, când la un concert ați fost pus într-o situație foarte neplăcută. Organizatorul a urcat atunci pe scenă și v-a lovit de mai multe ori. V-ați dezechilibrat, ați continuat să cântați cu stoicism. Am văzut cu toții această înregistrare în 2012. Presa a relatat alte câteva episoade în care ați fost umilit. Erați în Spania în timpul unei petreceri, când ați fost efectiv agățat într-un cui și obligat să cântați, în timp ce invitații aruncau cutigoale înspre dumneavoastră. Și un alt moment relatat în presă a fost de la o nuntă în Giurgiu. Ați fost pălmuit acolo, în văzul tuturor, de unul dintre invitați, care se supărase că ați cântat pentru altcineva. Ați comentat acel incident și vă citez acum. Au venit și mi-au dat o palmă pentru că nu puteau să se ia de socrul mare, cu care cel mai probabil aveau divergențe. Dacă eram pe stradă, ripostam. Dar la o nuntă ești doar un lăutar. Sunt riscurile meseriei. Poți fi și scuipat. Trebuie să treci prin toate ca să ajungi un om ca mine. Vreau să știu prin câte astfel de momente ați fost nevoit să treceți de-a lungul timpului. Urmează întrebarea. Care a fost cea mai mare umilință la care ați fost supus? Îmi pare foarte bine că ați deschis subiectul cu pusul în cui. Nu este adevărat. Este adevărat că s-a aruncat cu o cutie de Red Bull de la un unchi către un nepot. Deci nepotul cânta, iar celălalt era unchiul lui și a permis. Deci scuipat poți să fii scuipat, calotar, pălmuit chiar. Ce s-a întâmplat la spectacol este adevărat. Iar umilit poți să fii și când ești înjurat. Că vorbe sunt. Să vorbești foarte ușor atunci când ești beat, se poate vorbi. Și asta înseamnă umilință. Umilit ești atunci când ești neserios și mi s-a întâmplat prima dată, nu la o luptă. Mi s-a întâmplat la o emisiune a lui Tatulici. Și am ajuns cu 5 minute mai târziu și mi-a zis, te rog frumos, să pleci acasă. Aia a fost pentru mine umilință. Dacă ți-ai ales să fii lăutar, trebuie să accepti meseria așa cu tot ce este. Mulțumesc. Continuăm. Un moment inedit a avut loc în 2019 la Festivalul de Muzică Electronică Neversie, organizat la Constanța. Spre surprinderea zecilor de mii de spectatori, un cunoscut DJ străin și-a încheiat concertul cu melodia dumneavoastră, Așa sunt zilele mele. A urmat un delir din partea publicului, oamenii cântau refrenul piesei și îl aplaudau pe DJ. Ulterior, acest eveniment a creat multă vâlvă, iar părerile au fost împărțite. Au apărut voci care s-au arătat indignate și care au criticat dur acest moment în mediul online, însă opinia generală a fost una pozitivă. În cel mai surprins de alegerea muzicală a DJ-ului ați fost chiar dumneavoastră, vă citez. Nu m-aș fi așteptat niciodată, e o surpriză și pentru mine. Pot să-i mulțumesc lui Salvatore, e chiar o chestie mișto. Iar această piesă a prins din nou viață și va avea continuitate atât ea cât și eu. Vreau să-mi spuneți care este publicul pentru care dumneavoastră compuneți melodii. Urmează întrebarea. Cine ascultă manele în România? Manele în România ascultă toată lumea.
cei care recunosc și cei care nu. Iar dacă 10.000 de oameni cântă odată, așa sunt zilele mele, atunci nu știi care dintre ei și ce pătură socială au mințit. Dar de ce sunt mulți cei care nu recunosc, ascultă? Pentru că atâta timp cât vii la o nuntă, la un papion și elegant cu doamna cu roche de seară, nu poți să asculti numai Mozart sau Vivaldi sau tango sau așa. Luăm încet cu o sârbă, cu o geampara, iar la 5 dimineața îmi dau sacoul jos și trec pe omane. Pentru că asta este viața, da? Nu se poate fără omane la o nuntă. Nu poți să stai numai serios. Trebuie să dansezi, să te simți bine, că de-aia am venit la petrecere, nu? Da. Când eram mai mici, mergeam la discotecă, rușinoși, stăteam la discotecă. Ce era atunci? Căminul cultural sau salon, gen. Stăteai un pic, când ți-era rușine, după aia băgai acolo. Ba, 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 dansai. Și cam asta e. Nu se poate nuntă fără o manea. Da, nu se poate o nuntă fără manea, dar am văzut, sunt foarte mulți cei care nu recunosc că ascultă manele. Asta e un fenomen, acesta e un fenomen pe care eu nu pot să-l înțeleg. Mulți nu recunosc ca amante. Mulțumesc. Continuăm. Pe melodiile dumneavoastră au cântat și au dansat, de-a lungul anilor, oameni din toate categoriile sociale, inclusiv oameni de afaceri, politicieni influenți, membri ai Guvernului României și chiar șef de stat, vă citez acum, am primit bacșiș de la președintele țării. Declarația a fost făcută în anul 2010, când președintele României era Traian Băsescu, dar dumneavoastră ați refuzat să numiți în clar numele acelui președinte. La fel ați procedat și când ați povestit că ați fost nevoit să-l refuzați pe președintele României, care v-a invitat să cântați la Poiana Brașov. Acum, n-am să vă întreb cât bacșiș v-a dat șeful statului, dar am o curiozitate. Urmează întrebarea. Pentru care președinte al României nu ați vrut să cântați? Nu că nu am vrut. Bineînțeles că a trimis pe cineva ca să... Cine? Nu că nu am vrut să cânt. Am fost ocupat în data aceea, era Revelionul, da? Și trebuia să ajung la Poiana la Brașov. Iar fiind un băiat serios, nu am putut să-i dau banii înapoi celor care trebuia să cânt și nu am mai ajuns la Poiana Brașov pentru domnul președinte. Traian Băsescu. Da. S-a supărat? Nu cred că s-a supărat, pentru că eu cred că i-a părut bine că sunt un om serios și că trebuie să mă duc să onorez pe altcineva decât pe președintele țării. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm! Ai greșit buzunarul, băiatul meu. Ce să fac cu ăștia? Sunt cuvintele dumneavoastră spuse la o petrecere când ați primit doar 10 lei pentru o dedicație. Această replică a devenit foarte populară în rândul românilor. Se folosește și acum de cei care vor să dea de înțeles că nu sunt apreciați la adevărata valoare. Dumneavoastră, la acea petrecere, ați fost acuzat de aroganță și ați fost nevoit să vă explicați. Vă citez acum. Băiatul care a venit să-mi dea bacșiș avea un teanc de multe milioane în mână și la mijloc avea o bancnotă de 10 lei. I-am răspuns pe măsură. Urmează întrebarea. Cântați doar pentru bogați? Nu. Am cântat și pentru săraci. Am adunat bani pentru niște copii, chiar cerșind pe stradă. Asta nu înseamnă că am cântat doar pentru bogați. Am cântat și pentru săraci. Și am vândut femeia vaca și am mers și am cântat. Asta nu înseamnă că am cântat pentru bogați. Eu cânt pentru toată lumea. Cânt și pe bani și fără bani. Pentru că atâta timp cât Dumnezeu mi-a dat, trebuie să dăm și noi mai departe. Așa e. Bine, mergem mai departe. Maneaua ca fenomen, maneaua ca obiect de dezbatere publică este titlul unui proiect de studiu care a ajuns pe băncile conservatorului acum câțiva ani.
atât dumneavoastră, cât și alți interpreți de manele, ați devenit studiu de caz pentru studenții interesați să cunoască istoria manelelor de la origini și până în prezent. A fost o premieră pentru Universitatea de Muzică din România ca manelele să devină subiect de dezbatere și, dincolo de acest eveniment, ați primit aprecieri de-a lungul timpului de la mai mulți artiști ai României. Mircea Baniciu a recunoscut că manelele sunt un gen muzical care se ascultă foarte mult. Cântărețul Mihai Trăisariu a spus că interpreții de manele sunt muzicieni foarte talentați și cel mai frumos cadou l-ați primit din partea maestrului Tudor Gheorghe, îl citez acum: fără doar și poate, Adi Minune este un glas absolut excepțional. Lui Tudor Gheorghe știu că îi purtați un respect deosebit și că prima piesă pe care ați interpretat-o în public când aveați doar 6 ani îi aparține maestrului. Da, e adevărat. Mă întreb totuși, ce artist v-a făcut cel mai frumos compliment? Urmează întrebarea. Când v-ați simțit cu adevărat mândru că sunteți manelist? Mândru ești atunci când pui lumea în mișcare să danseze, să simtă bine, să îi faci fericit, să nu existe o barieră între tine și public. Vreau să-i mulțumesc maestrului Tudor Gheorghe pentru că există, pentru că a existat toată viața în viața noastră și dacă la 6 ani cântam Acolo este țara mea, pentru mine a fost o onoare. Și pentru toate cuvintele frumoase, îi mulțumesc încă o dată maestrului Tudor Gheorghe. Mulțumesc. Continuăm. La vârsta de 6 ani, în urma unor investigații medicale, ați fost diagnosticat cu insuficiență tiroidiană, o afecțiune care v-a împiedicat să creșteți în înălțime și vorbim de o afecțiune care ar fi putut fi tratată dacă ar fi fost descoperită mult mai devreme, la vârsta de 3 ani. La acea vreme, mama a crezut că statura dumneavoastră ar putea fi și o moștenire genetică pe linie paternă, pentru că bunicul din partea tatălui a avut 2 frați și o soră la fel de scunzi. În copilărie, nu ați suferit din cauza acestei probleme de înălțime, ba chiar ați spus că erați mai îndrăgit decât alți copii, vă citez acum: eu nu am simțit niciodată vreo diferență, eram cel mai pupat de fete și eram cel mai protejat de băieții mai mari. Aș vrea să-mi spuneți dacă totuși de-a lungul timpului statura dumneavoastră v-a creat un oarecare disconfort. Urmează întrebarea. Sunteți complexat de înălțimea dumneavoastră? Nu sunt complexat, din potrivă, pentru mine este o opțiune în plus. Și vă spun și de ce. Îți faci treaba foarte bine ca băiat. Ofer o neîncredere tuturor șmecherilor sau clanurilor. Pentru că mă văd inofensiv, da? Și dacă Dumnezeu a vrut așa, a știut El de ce. Deci nu mă văd complexat. Bine, continuăm. Aveți un singur frate, Marian Simionescu, care este cu 10 ani mai mic decât dumneavoastră și de care sunteți foarte legat. În copilărie erați fratele cel mare care avea grijă de el, iar astăzi înțeleg că îi sunteți și părinte spiritual, i-ați fost nași de cununie și locuiți împreună sub același acoperiș în casa pe care ați construit-o la Ștefănești de Jos. Potrivit presei, fratele dumneavoastră este cel care are grijă de siguranța familiei și nu de puține ori s-a dovedit că vă este un sprijin de nădejde, el fiind cel care are grijă să atenueze conflictele atunci când acestea apar. În presă însă apare un alt fel de portret al fratelui dumneavoastră. Citez acum: Mike este un bărbat foarte violent, care bate numai dacă îl calcă cineva pe coadă, dar el este cel mai șmecheraș din familie, umblă cu mulți tipi periculoși și se laudă peste tot că are spate. Urmează întrebarea. Este fratele dumneavoastră un tip periculos? Atât timp cât fratele meu e lângă mine, trebuie unul să fie polițistul bun, iar celălalt polițistul rău. Dacă un câine îl calci pe coadă, te mușcă. Și eu sunt rău și el e rău, toți suntem răi la un moment dat. Trebuie să existe și o parte rea într-un om. Nu poți să fii numai
Băiat bun. Da? E un băiat rău. De ce nu? Vreți să-ți răspund altfel? Este mi se pare ceva normal ca fiecare dintre noi să avem și o partere. Pot să spun că e un băiat blând? Nu. E un băiat bun, dar e și băiat rău. Mulțumesc. Mergem mai departe. Nunta cu soția dumneavoastră, Cati, ați făcut-o în 2007, când aveați deja 33 de ani și 2 copii. A fost un eveniment grandios organizat la Palatul Snagov, cu peste 1200 de invitați. Dumneavoastră și Cati formați un cuplu încă din adolescență însă. Ați povestit că ați cunoscut-o la 13 ani, ea era mai mică decât dumneavoastră, avea doar 11 ani atunci și vă era și verișoară din partea bunicii. Familiile înțeleg că nu au fost de acord cu această relație, așa că atunci când ați împlinit 15 ani, ați furat-o pe Cati de la părinți și, ca un adevărat bărbat, ați închiriat un apartament și v-ați mutat împreună. Vă citez acum. Am făcut de toate ca să o cuceresc. Am sărit cu bicicleta pe dune de nisip. I-am cântat serenade. Am fost mare june la viața mea. A trebuit să o răpesc. Mă gândesc că familiile dumneavoastră s-au împăcat destul de greu cu această situație. Urmează întrebarea. Cum v-ați răpit nevasta? Păi, era într-o dimineață când a venit la bunica, cum ar veni. Ea este din partea fratelui bunicii mele, nepoata fratelui, suntem pe departe neamuri. Dar asta este, atunci când te îndrăgostești, nu mai ții cont. Deci deci am răpit-o de la părinți, dar a fost de comun acord. Una e când e o fată șofuri, cu japca, și una e m-am exprimat foarte bine. Așa. Și una e când am căzut de comun acord, pentru că chiar dacă suntem neamuri pe departe, părinții noștri nu au fost de acord. De fapt, nu părinții, bunicii nu au fost de acord. Pentru că ei se țineau verișori din verișori, iar ea era verișoară de al 9-lea grad. Asta este viața. Ne-am îndrăgostit și am căzut de comun acord să fugim în lume. Dumneavoastră cu Cati? Eu cu Cati, da. Aici a fost de comun acord? Da. Așa. Și? Și am fugit de bunici, am fugit de părinți și ne-am mutat singuri. Bine, prima dată am fugit la o soră din partea tatălui meu. De acolo m-am mutat la mama și pentru că am văzut că lumea se uită urât, ne-am luat un apartament și am stat cu chirie într-un apartament. Și aveți doar 15 ani? Da. Bine, mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. În 2007, cu numai câteva luni înainte de nunta dumneavoastră, ați fost implicat într-un scandal răsunător. S-a întâmplat la Pitești, în apartamentul deținut de o tânără despre care presa a scris că vă era amantă de 15 ani. Jurnaliștii au relatat că ați făcut o criză de gelozie, ați scos un pistol cu bile de cauciuc și ați tras 3 gloanțe. Vecinii au fost cei care, speriați de zgomot, au chemat poliția. Anchetatorii au confirmat că ați folosit un pistol în acel apartament și chiar ați distrus mai multe bunuri din casa tinerei. Ați fost amendat cu 2000 de lei, iar pistolul v-a fost confiscat, deși dumneavoastră aveați permis de port armă. După acel episod, ați spus așa, vă citez: fiecare își ceartă nevasta sau amanta într-un fel sau altul. Am ajuns și eu un pic mai furios acasă și am vrut să fac dragoste un pic mai zgomotos. Vreau să-mi spuneți dacă au mai fost și alte momente în care v-ați manifestat atât de zgomotos în ceea ce dumneavoastră numiți dragoste. Urmează întrebarea roșie. Sunteți un bărbat gelos? Da, sunt foarte gelos. Atunci când iubești pe cineva, e normal să fii gelos. Să nu spună mie cineva că își lasă soția să iasă cu altcineva. Atunci înseamnă că nu e gelos. Da? Să-și ceară voie. Pot să ieși eu cu Marcel la un suc? Niciodată. Nu e normal?
Dacă el zice da, atunci ea trebuie să-i dea cu tigaia în cap. Cum mă lasă cu Marcel dacă nu ești gelos? Cum mă iubești? Nu? Deci gelozie e dovadă de iubire. Dar normal. A iubi înseamnă a fi gelos. A fi gelos înseamnă a iubi. Și dumneavoastră cât de gelos sunteți? Eu sunt foarte gelos. Ce înseamnă asta? Și dacă dai noroc cu un prieten al meu, sunt gelos. Insistent. Mergem mai departe. Tot cu o întrebare roșie. Nu v-ați ferit niciodată să recunoașteți că marea noastră slăbiciune sunt femeile. Ați declarat că o iubiți enorm pe soția dumneavoastră și că o admirați pentru cât de mult s-a dedicat copiilor, mai ales că dumneavoastră sunteți foarte des plecat la cântări. Există totuși o declarație a dumneavoastră care mi-a atras atenția, vă citez. La fiecare 3 zile îmi place o femeie nouă. Ba chiar ați recunoscut public mai multe relații amoroase, iar eu mă întreb, de unde vine pasiunea aceasta a dumneavoastră pentru femei, pentru nou, pentru diversitate? Urmează întrebarea roșie. Numărul femeilor din palmares vă validează bărbăția? Nu neapărat. Mă simt bărbat atâta timp cât cu soția mea suntem de atâția ani împreună și de fiecare dată, să fiu sincer, dacă acceptați bine, dacă nu tăiați la montaj, de fiecare dată facem dragoste cu altă plăcere, cu mult mai multă plăcere. Și pentru cei care vor să fie la fel de, să zic așa, să aibă faimă, să iubească cu adevărat, trebuie să încerce la 3 zile și altceva. Ca să-ți iubești nevasta altfel. Deci o rețetă a longevității unui cuplu. Exact. Am 30 ceva de ani de când sunt cu soția mea și de fiecare dată suntem altfel. Mai bine. N-a bine. N-a fi mai bine. Bine. Am notat. Mai mult nu întreb. Alt număr din palmares. Mă opresc aici. Te rog. Continuăm însă. O escapadă amoroasă ajunsă în atenția presei a fost cu o tânără din Pitești, despre care s-a scris că a fost în mod oficial amantă din 1992 și până în 2007, timp de 15 ani. După ce v-ați despărțit de ea, ați fi început o altă aventură extraconjugală cu o tânără de 17 ani, care a și apărut apoi în videoclipul uneia dintre melodiile dumneavoastră. Presa a scris că în 2016, chiar în ziua de Paște, ați plecat de acasă ca să petreceți sărbătorile cu cea care vă devenise amantă. Și atunci, ca și în 2007, ați revenit la soție. Ați spus așa: soția mea știe cine sunt, știe că tot acasă o să ajung. Noi, maneliștii, suntem familiști convinși, dar oricine mai calcă strâmb. Ultima oară când am călcat strâmb, am plecat să duc gunoiul și m-am întors acasă după 13 ani. Eu observ că aceste aventuri, toate aventurile dumneavoastră extraconjugale, nu au reușit să zdruncine cuplul pe care îl formați cu soția, merg pe vorbele dumneavoastră. Femeia la noi în casă trebuie să fie cu minte, să ne respecte, să mai treacă cu vederea ce greșim noi, să nu zică fierara în laibii s-a terminat cu căsnicia. E, acum, din ce spuneți aici, constat că soția e obligată, practic, să vă ierte. Urmează întrebarea. V-a cerut vreodată soția să divorțați? Nu, nu mi-a cerut să divorțez, pentru că este o femeie cu capul pe umeri. Luați din copilărie, nu cred că pentru că am greșit eu, pentru că orice bărbat mai greșește, de poate să-ți lase copiii. Nu eu sunt cocoșul și este găina, în casă suntem egali, da? Dar pe această temă chiar vreau să îi mulțumesc, pentru că educația copiilor este datorită ei, pentru că nu și-a lăsat bărbatul până acum și pentru tot ce a făcut pentru familie. Foarte frumos.
E așa o declarație de dragoste. Astea vin de sus, de la Dumnezeu. Nu mi-am propus pentru că nu știu ceea ce mă întrebi la întrebarea viitoare. Bine. Continuăm. Ce se știe cu siguranță este că aveți pasiuni costisitoare. Presa a scris că în 2007, la un târg de ambarcațiuni organizat în București, ați cumpărat cel mai scump iaht care era expus. 300.000 de euro v-ar fi costat acea bijuterie, pe care nu știu dacă o mai aveți. Știu însă că vă urmărește de mulți ani pasiunea pentru mașini. În garajul dumneavoastră erau la un moment dat numai puțin de 13 autoturisme, toate scumpe, enumăr doar câteva, două Mercedes, un BMW, un Porsche și un Ferrari California, doar acesta din urmă în valoare de vreo 180.000 de euro, iar ultima achiziție, înțeleg că ați fi făcut-o în februarie anul trecut, înainte de pandemie, când v-ați îmbogățit colecția de mașini cu un Lamborghini în valoare de 400.000 de euro. Și tot în presă am citit că toate mașinile pe care vi le cumpărați sunt făcute la comandă. Aș vrea să știu câte mașini aveți în garaj. Urmează întrebarea. Câți bani ați cheltuit pe mașini? Dacă e să o luăm de la început cu iahtul, este o minciună. E adevărat că am fost în târgul acela. M-a întrebat dacă am cumpărat acel iaht și am spus că da, deși am mințit, pentru că televiziunea, știți cum sunt. Băi, Adrian Minune, a venit aici să ia iahtul cu tare. Nu e adevărat. 13 mașini nu am avut niciodată. Iar am atâtea mașini, sau câți bani am dat pe mașini, atât cât să îmi permit. Asta e răspunsul. E ciudat, dar ăsta e răspunsul. Am atâtea mașini cât îmi permit pentru luxul unui artist. Câte? Atâtea mașini cât îmi permit. Păi și câte vă permiteți? Cât își permite un artist. Și câte își permite artistul Adi Minune? Două de alea și două de alea. Am crezut că ziceți fără număr. Nu. Două de alea și două de alea. Sigur n-am greșit garajul. Bine. Bine, continuăm. Primii bani, știu că i-ați câștigat la 15 ani, făceați bișniță în piața Obor cu sticle de bere pe care le puneați în găleți cu gheață și apoi le vindeați mai scump. A fost prima dumneavoastră afacere, dar înțeleg că ați abandonat-o repede ca să vă dedicați muzicii, care a devenit nu doar marea pasiune, ci și adevărata sursă de venit. Evenimentele au curs, banii câștigați, înțeleg că i-ați investit, ați spus așa. Am văzut foarte multe exemple de artiști români care au murit săraci, precum Gil Dobrică. Muzica nu durează toată viața. De-a lungul anilor, din banii câștigați, v-ați construit mai multe case. În comuna natală, Ștefăneștii de Jos, v-ați ridicat o vilă impunătoare, ba chiar sunteți proprietarul unei străzi întregi, unde ați construit un cartier de vile și tot acolo dețineți un complex cu saloane de evenimente și un restaurant. Bani, înțeleg că ați investit și în terenuri, iar astăzi sunteți un adevărat latifundiar. Dețineți 10.000 de metri pătrați în mai multe comune din jurul capitalei. În 2008, averea dumneavoastră era evaluată la peste 100 de milioane de euro. Cine a evaluat? Urmează întrebarea. La cât vă evaluați averea? La o sumă inestimabilă. Pentru că averea mea sunt și 3 copii. Eu m-am spus că v-ați făcut diplomat între timp. Nu, dar crede-mă. Știu. Ce vreți să spun? Că am văzut și bogați săraci? Și mă opresc aici să nu deranjez? Da, apropo de evaluarea făcută în presă... E o minciună. Și o cifră mai reală? Cea mai mare sumă pe care a câștigat a fost de la un teren... Unde am fost 3 asociați, le-am luat împreună 1.500.000 de euro. Împreună. Atenție. 500. Că am terenuri, da. Asta nu înseamnă avere. Terenul înseamnă pământ. Pământul înseamnă
Dar averea aceasta a dumneavoastră, înțeleg că se... Nu, averea sunt copii, nu bani. Că de foame nu moare nimeni, spune. Bine, mergem mai departe. Întrebare roșie. În 2008 ați candidat la alegerile locale din Comuna Ștefănești de Jos pe listele PSD pentru Consiliul Local. Ați fost susținut de fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, pentru care era atunci președintele PSD Ilfov. Ați îmbrăcat imediat haina de politician și ați făcut promisiuni mărețe votanților, dar și declarații dure la cei care fuseseră până atunci la conducerea comunei natale. Vă citez acum. E strigător la cer că în 2008 oamenii nu au lumină și folosesc lămpi cu gaz. În Ștefănești nu există dispensar, nu există salvare. Vreau să fac un parc pentru copii și să trag curentul la cei care au nevoie de el. Nu v-ați împlinit mandatul de consilier local. După 3 ani ați demisionat și ați renunțat și la funcția de membru PSD. Totul după ce Agenția Națională de Integritate a început să vă verifice averea pe care ați declarat-o odată cu numirea în funcția de consilier local. ANI a sesizat atunci ANAF, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. A urmat un dosar în care ați fost acuzat de fals în declarații, dar care s-a încheiat cu neînceperea urmăririi penale. Dumneavoastră v-ați argumentat decizia de retragere din politică, spunând că v-ați săturat să fiți luat la întrebări despre câștigurile de la nunți și botezuri. Urmează întrebarea roșie. Ați renunțat la politică de frica fiscului? Nu, de frica tuturor. Pentru că am primit cele mai mari amenințări și scrise și verbale, că dacă nu ești din politică, o să fim trimiși, cum ne-a trimis Antonescu pe timpuri. Dacă mi-aduc bine aminte, am făcut și o conferință de presă și am arătat cărțile poștale pe care le-am primit. Băi, țigane sau cum făceau ei acolo, ieși imediat din politică, pentru că te trimitem unde a trimis Antonescu și naziștii pe evrei. Și atunci, de frică, m-am lăsat. Pentru că cineva de undeva a apăsat pe butoane. Asta dar este, asta este România. Pericolul. Pentru că Adina Minune reprezintă mai multe pături sociale și mai mulți oameni. Și mai mult public. Iar am mai mulți oameni care mă iubesc decât cei care am apăsat pe butoane. Și dacă eu promit că fac ceva, fac. Și a fost cea mai mare greșeală mea, pentru că m-am băgat în politică. De ce? Pentru că atunci când vorbești mult, plătești mult în România. Bine. Continuăm. Tot cu o întrebare roșie. Aceeași ANI, Agenția Națională de Integritate, s-a sesizat din oficiu în 2008, la scurt timp după ce a fost ales consilier local la primăria din Ștefănești și de Jos. Totul a pornit de la faptul că inițial ați uitat să depuneți declarația de avere. După ce ați completat-o, au apărut câteva probleme. Inspectorii au confruntat ce ați scris cu documentele care existau pe numele dumneavoastră la diferite alte instituții și v-au acuzat de fals în declarații. Au depistat în primul rând că nu aveați declarate toate bunurile pe care le dețineați în acel moment. Că nu ați fi încasat niciun ban în 2007, deși în evidențele fiscale de la sectorul 3 apăreați cu aproape 60.000 de lei. Și ați uitat să declarați și că erați asociat în 3 firme, iar în plus au fost cercetate și unele tranzacții suspecte în valoare de peste 800.000 de euro. V-ați apărat și ați spus așa. Apartamentul nu l-ați declarat pentru că nu mai locuiați în el, mașinile nu le-ați trecut pentru că nu le mai dețineți, iar la terenuri nu ați știut ce suprafețe erau în proprietatea dumneavoastră, așa că nu ați mai scris nimic. Iar despre cele 3 firme ați motivat că pur și simplu nu mai știați că le dețineați. Le-ați cam încurcat pe toate, domnule Minune. În cele din urmă, norocul a fost de partea dumneavoastră și ați scăpat doar cu o amendă de 500 de lei pe care ați plătit-o imediat. Mă întreb,
dacă sunteți o fire atât de boemă, încât realmente nu prea mai știți ce faceți cu finanțele dumneavoastră, sau dacă ați încercat să pozați într-un om cu mult mai sărac decât sunteți, urmează întrebarea roșie. Ați încercat să vă ascundeți averea de statul român? Nu, nu am încercat, doar că, nemai fiind în politică, eu nu știam nici ce să completez. Mă crezi? Mă credeți? Deci, am completat foarte greșit, iar neștiind cu ce se mănâncă politica, nu am întrebat pe nimeni și am completat și acolo ce am știut. Nu am crezut că dacă o să scriu că nu știu ce ceas am, că nu știu ce mașină am, că de unde am îmbrăcat copiii sau de ce am făcut chestia asta, oamenii au profitat pentru că nu am știut cu ce se mănâncă politica și cum să fac declarația asta de avere. Nu am știut, pur și simplu. Au profitat și m-au judecat 9 ani cu ani. Banii care i-am dat pe avocați, mai bine completăm declarația. Nu? De ce să-mi ascund averea? Pentru ce? Este foarte adevărat că trăiesc pe o premiză că atâta timp cât ai, nu trebuie să te etalezi, trebuie să trăiești cu ce ai. Dar nu mă ascunde absolut nimeni. Bine, continuăm. Sunteți unul dintre cei mai ceruți cântăreți de manele din România. Cântați pe onorarii de 10.000 de euro. N-ați vrut să-mi spuneți câte mașini aveți în garaj, mi-ați spus așa, câte își permite un artist ca dumneavoastră. Am vorbit mai devreme de ani. Acum, dumneavoastră susțineți și ați spus mereu că aveți grijă să respectați legea și că tăiați chitanțe pentru sumele cu care sunteți plătit. Eu nu vă întreb ce taxe ați plătit în 2020, pentru că am trăit sunt foarte bine până în 2018. Însă mă întreb ce impozite ați plătit la stat în 2019, un an în care v-ați desfășurat activitatea în mod normal. Urmează întrebarea. Tăiați chitanță la evenimentele la care cântați? Da. Tai chitanță la evenimentele pe care cânt. Eu zâmbesc pentru că zâmbiți și noastră. Poți să vorba, da, tai. Am contracte tip care e și cu poza mea pe acele chitanțe. Am contabilă care se ocupă de tot ceea ce încasez. Dar aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră cum să fac cu baxișul. Cum să stai chitanță pe baxiș? Ați vrea să plătiți impozit pe baxiș? Păi nu aș vrea, dar să-mi spuneți dumneavoastră cum pot să fiu legal, pentru că acum dacă iau de la tine treaz, cum ar veni, de la un mesean, să zic, da, un spectator, un client, un om, 10.000 de lei, treaz, și beat și aduce aminte și cere banii înapoi, eu sunt obligat să-i dau. Pentru că dacă scoate un cuțit sau nu știu ce, de frică e de oricine. Ceea ce la noi se mai procedează. Cu toate că eu nu cotizez, nu dau înapoi, pentru că nu mă sperie așa repede, se poate întâmpla chestia asta. Cum s-a mai întâmplat cu alți colegi de-ai mei. Da? Se cere baxișul înapoi, dar nu dau nume. Da, mulțumesc. Mergem mai departe. Dincolo de nunți și de botezuri, vocea dumneavoastră, am văzut, este cerută și la înmormântări. Ați fost chemat să cântați la înmormântarea celui mai de temut interlop al Craiovei, Mihai Pârvu, zis Caiac. Vorbim de un eveniment unde au participat peste 2000 de persoane, membri ai mai multor clanuri interlope, veniți din toate colțurile lumii să își conducă prietenul pe ultimul drum. Orașul Craiova a fost atunci paralizat de cortegiul funerar, de convoiul imens de limuzine, iar autoritățile au fost nevoite să intervină ca să dirigeze circulația. Vocea dumneavoastră s-a auzit continuu în toate difuzoarele, cântând cântece de jale care au răsunat în tot orașul. Mă întreb, la câte înmormântări ați cântat de-a lungul anilor? Urmează întrebarea. Cât ați câștigat cel mai mult de la o înmormântare?
Atunci când mergi de mai multe ori la cineva care merge mai la bine, atunci trebuie să mergi și la rău, nu? Da. Când cineva dispare din într-o familie care nu doresc nici la dușmani, trebuie să fii lângă ei atunci când te cheamă. Nu este o rușine, pentru mine chiar este un ajutor. Este să fii acolo la durere când cineva dispare. Și adevărata belea și problemă este nu atunci când nu ai, este atunci când dispare cineva din familie sau din neam. Asta este adevărata problemă. Iar eu nu am putut să țin niciodată cont sau să număr banii care i-am luat de la cineva care a cineva din familie. Da. Da? Pentru că eu nu cer bani atunci când merg la înmormântare. Trebuie să te duci cu sufletul, cu inima și să suferi alături acolo de ei. Așa e la noi. La câte mormântări ați cântat până acum? Nenumărate. Mulțumesc. Mergem mai departe. Vreau să lămurim un aspect. Ați fost prieten la Cataramă cu interpretul Florin Salam. Ba chiar ați fost nași de colonie la prima căsătorie. Erați practic nedespărțiți și ori de câte ori aveați ocazia, vă mărturisați public încrederea totală unul în celălalt. Presa a remarcat că la un moment dat relația de prietenie s-a răcit, nu ați mai fost văzuți împreună, nu ați mai vorbit unul despre celălalt, iar apropiații dumneavoastră declarau prin presă, citez acum, Salam nu a fost deloc alături de nașul său atunci când Carmen a fugit de acasă cu Franco. Nu l-a sprijinit cu nimic, nimeni nu a îndrăznit să întrebe nimic, nu era momentul. Mai târziu, când Florin Salam a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate, dumneavoastră nu l-ați fi vizitat. Aș vrea să știu în ce relații sunteți astăzi cu finul dumneavoastră. Urmează întrebarea. Sunteți certat cu Florin Salam? Nu, nu sunt certat. Eu întotdeauna am fost cu sufletul lângă el, cred că și el lângă mine. Și ne-am ajutat reciproc dacă a fost nevoie. Nu trebuie să fie cineva lângă mine atunci când eu știu ceea ce pot să fac. Nu am pretenții ca cineva să fie lângă mine. Pentru că avea așteptări de la cineva înseamnă a nu te baza pe tine. Când ai probleme, acel cineva, și nu mă așteptam la finul să vină să rezolve mie o problemă din familie, pentru că mă simt foarte bazat. Și mai ales pentru copilul meu, care mulțumesc Dumnezeu că e foarte bine, alături de soțul ei, și am și o nepoțică. Știm și vorbim. Știm. Ok. Vezi că eu îți ridic ție mingea la fileu. Nu sunt certat cu Florin Salam. Bine, dar atunci de ce s-au răcit relațiile? Nu s-a răcit relația. El e pe drumul lui, cu pătura lui socială. Eu sunt pe drumul meu. El are altfel de public, eu am altfel de public. Și fiecare cântă în altă parte. Pentru că nu există posibilitatea întotdeauna ca să-l ai și pe Adrian și pe Salam la aceeași nuntă. Bine. Din nou discret. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. În octombrie 2013 ați fost cercetat pentru deținere de droguri. Procurorii de ICOT au anunțat atunci că dosarul era unul de trafic de stupefiante aduse pe filiera Spania, iar dumneavoastră ați fi fost unul dintre cei care ar fi asigurat piață de desfacere în România. În total, numai puțin de 10 cântăreți de manele au fost implicați în acel dosar. Ați fost învinuit pentru trafic de stupefiante și ați riscat atunci o condamnare de 5 ani de închisoare. De la ultimele audieri ați ieșit zâmbind și ați spus, vă citez, am dat o scurtă declarație pe o foaie albă. Nu e vorba de mine în mod special. Am ajutat statul român că atunci când îți vine citația, trebuie să te prezinți. Urmează întrebarea roșie. Ați făcut trafic de droguri? Deci la mine am eu fizicul de a face trafic, asta e o prostie. E cea mai mare prostie posibilă. Dar atâta timp cât de poliția sau statul român te cheamă undeva pentru a da cu subsemnatul, trebuie să mergi, nu? Pentru a dovedi că e nevinovat. Asta cu traficul de droguri este de când eram eu copil.
Pe când mi-a luat prima Dacia. Dom'le, de-aia are, că vinde și că face și că drege. Deși mi-e rușine că vorbesc acum pe post chestiile astea. Noi lămurim. E important. E foarte important să spun nu, nu am făcut. Bine. Continuăm. Presa. Tot presa. A scris că la începutul anilor 2000 ați ajuns pe lista neagră a autorităților americane. În acea perioadă călătoreați destul de des în Statele Unite ca să le cântați românilor stabiliți peste ocean. Ați călătorit mereu însoțit de membrii orchestrei pentru care ați garantat că se vor întoarce în România după concerte. La una dintre călătoriile peste ocean, unul dintre instrumentiști a fugit din orchestră și a rămas în Statele Unite. 2 ani mai târziu, același instrumentist a fost prins de autoritățile americane și arestat pentru trafic de droguri. Jurnaliștii au scris că, din cauza faptului că ați garantat pentru viza colegului dumneavoastră devenit infractor, vi s-a interzis să mai intrați în Statele Unite. O interdicție pe 100 de ani, așa au notat jurnaliștii. Vreau să știu cât adevăr este în această istorie de presă. Urmează întrebarea. Aveți interdicție pe viață să intrați în America? Am fost și am dat o declarație pentru 20 de persoane, cu tot cu dansatori, pentru a ne da viză pentru America. Nu este adevărat că doar unul a fost oprit, ci a fost, au fugit, ci doar 4 persoane, au fost două perechi de dansatori, soț-soție, soț-soție, care au rămas acolo. Tuturor colegilor mei li s-au pus interdicție pe 100 de ani, iar mie mi-a pus decât refuz. Eu pot să solicit oricând viză. Da? Cam așa a stat discuția. Chiar și între mine și ambasador am mai avut o altă discuție, să-i găsim pe cei care au fugit. Iar eu am răspuns, domnule ambasador, dacă dumneavoastră nu știți unde sunt, pentru că sunteți ambasadorul Americii, da? Nu am de unde să știu unde sunt. Nu trebuie să-mi dați viză, nu-mi dați viză. Dar nici o interdicție nu mi s-a pus. Mi s-a pus doar refuz pentru data de când am solicitat. Și de atunci ați încercat? Am mai încercat și mi-a dat același motiv. Declarație falsă în numele altor persoane. Bine, mergem mai departe. Fiica dumneavoastră cea mare, Carmen, are 24 de ani acum, să vă trăiască. Mulțumesc. Știu că v-ați preocupat mult de educația ei și că o sprijiniți mereu din momentul în care v-a anunțat că vrea să aibă o carieră în muzică. În 2014, când avea 16 ani, Carmen a ajuns pe prima pagină a ziarelor după ce a fugit de acasă cu un tânăr de 20 de ani. Ați raportat la poliție dispariția ei și, în plus, ați angajat 20 de bodyguards care să o caute. Ați aflat abia după o săptămână unde este și ați transmis tânărului cu care fugise fiica dumneavoastră următorul mesaj. Vă citez acum. El să mă sune să îmbăcăm toată situația. Că dacă nu, sunt în stare să mă duc într-o clipă la pușcărie pentru Carmen. Sunt o bombă, sunt în stare de orice, îl iau în brațe și explodez cu el. Urmează întrebarea. Până unde sunteți dispus să mergeți pentru copiii dumneavoastră? Până acolo unde m-ați citat și de acolo mai sus. Sunt disperat de copiii mei. Da. Sunt până la Dumnezeu. Cred că orice părinte ar fi așa. Deci sunt dispus să merg până oriunde pentru copiii mei. Asta e spus. V-ați emoționat. Și m-ați emoționat și pe mine. Da, vreau un șervețel. Vă dăm și șervețel imediat. Emoție mare de tată. Cum? Cum să ajungi undeva dacă nu ai tăria, știi? Să fii artist. Asta pornește din suflet. Da? Dacă faci ceva cu tot sufletul, ai sentimente. Bine, eu notez așa că pentru dumneavoastră cea mai mare sensibilitate, și m-ați emoționat și pe mine, m-ați făcut să plâng cu ceva amândoi aici, sunt copii. Da. Bine. Mergem mai departe.
tot un subiect sensibil. Carmen e căsătorită acum, are o carieră muzică și în 2019 v-a pregătit un moment special prin care v-a anunțat că veți deveni bunic, bunicul minune. Este. Un apelativ care v-a plăcut și care v-a emoționat foarte tare. Și cât despre nepoțică, Sofia Maria Rosa, știu că o îngrijiți cu foarte multă dragoste și că de botez v-ați ocupat în mod personal. Vreau să-mi spuneți cum vi s-a schimbat viața în ultimii ani, de când a venit pe lume nepoata dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cum e bunicul la diminune? Bunicul la diminune e bunic. Își iubește nepoțica extraordinar de mult. Îl iubesc pe ginerii mei foarte mult. De botez ne-am ocupat împreună, atât eu cât și copiii, cât și cușcrii mei, care la fel îi respect și iubesc pentru că au grijă de copii, de Carmen și de Sofia. Și pe băiat la fel îl iubesc foarte mult. Și cam așa este bunicul minune. O vedeți des pe cea mică? Atâta timp cât îmi permite timpul. Iar Carmen nu mai aduce pe la noi pe Sofia și mai stă cu Cati. Dar vă descurcați cu ea? Da, cât era mai mică nu prea îi plăcea de mine. Iar acum spune Lele, că aude ea la televizor când cântă bunicul. Ce Lele? Lele. Dar de ce nu-i plăcea de noastră? Cum face? Cuscrii mei au ținut-o numai în casă pentru că să nu să mă lovească fata, să nu facă fata, să fie fata. Foarte grijulii. Și eu nu prea am venit și nu mă cunoștea la vârsta aceea, nu? Și plângea. Nu plăceau copii, nu-i plăcea de nimeni, decât de cuscuri și de cuscra. Da. Deci bunicule. Da. Așa bună tău. Bine, mergem mai departe. Și mergem cu o întrebare roșie. Fata noastră mijlocie, Adriana Simionescu, are 19 ani și v-a moștenit și ea calitățile vocale. A făcut cursuri de muzică la Colegiul Dinu Lipati, iar în 2019 a participat la o emisiune unde a surprins o țară întreagă cu declarațiile ei, o citez acum, nu aș dori să cânt manele, să fiu ca tata, mediul lor nu mi se potrivește, nu mi se pare un mediu bun, un mediu sigur pentru o fată. Aș vrea să ajung ca Delia, aș vrea să ajung ca Andra. Am venit să dovedesc că sunt Adriana Simionescu și nu fata lui Adrian Minune. Și băiatul dumneavoastră s-a îndepărtat de asemenea de manele, are 16 ani, studiază chitara clasică, tot la Colegiul Național de Arte din Ulipati și vrea să se dedice acestui instrument muzical. Și nici Carmen nu cântă manele, cântă muzică pop. Eu vreau să-mi spuneți de ce niciunul dintre copiii dumneavoastră nu cântă manele. Urmează întrebarea roșie. Le-ați interzis copiilor dumneavoastră să cânte manele? A fost și alegerea lor și nici nu eram de acord ca să cânte, deși știu să cânte genul. Dar, sigură? Da. Dar este mai sigur pentru ei ca să nu mai stau eu cu frică să cânte și manele și să nu fie eu lângă ei. Pentru că genul lor muzical le oferă o altă siguranță. Genul de oameni care nu sunt mai cuminți. Da? De aceea am fost contra pentru a cânta genul cu copiilor mei. Deci le-ați și interzit, le-ați și ghidat cumva înspre o lume mai sigură. Exact. Am notat. Mulțumesc, continuăm. În urmă cu 15 ani, ați fost implicat într-un scandal de rasism. Ați spus atunci că bunica dumneavoastră, care suferise o criză cardiacă, a fost dată afară din Spitalul de Urgență Floreasca din cauza etniei sale rome. V-ați revoltat atunci, iar casa dumneavoastră de discuri a inițiat o adevărată campanie împotriva discriminării. Nu era prima dată când vă confruntați cu astfel de situație și vă citez: situația bunicii nu este decât o mică parte din atacurile fățișe, jignirile rasiste sau umilințele la care am fost expus încă de când am pășit pe băncile școlii. Ce trebuie să fac ca să fiu tratat ca un om normal și respectat ca atare?
Tot atunci ați acuzat de discriminare și posturile de radio pentru că refuzau să vă promoveze muzica. Vă citesc din nou. Comportamentul ăsta rasist există și în domeniul audiovizualului. În ciuda faptului că fanii mei solicită nenumărate rânduri melodiile mele, sunt interzis la radio. Eu, Adrian Minune, nu mă voi lăsa până când această atitudine rasistă nu va înceta. Vreau să-mi spuneți dacă astăzi mai sunt romii discriminați la noi în țară. Urmează întrebarea. Sunt românii rasiști? Da. Din păcate există chestia asta de când e lumea pe pământ. Dacă ești în America, te face nigger. Dacă ești în România, te face țigan. Cu toate că suntem romi sau țigani, nu ar trebui să fim discriminați. Și chiar ce am spus cu radiourile. De ce este interzisă o manea pe postul de radio X, cât atâta timp cel care la radio nu are o școală de muzică sau este afur muzical. Cine hotărăște a intra o piesă sau nu? Da? Se face caterincă pe seama mareniștilor? Se face caterincă pe seama țigarilor? Nu? Nu știu cum putem opri chestia asta de rasism. Oamenii sunt dușmănoși, sunt răi, sunt invidioși. În fiecare om există o invidie. Dar într-un gramaj mai mare sau mai mic. E ciudat că o România întreagă ascultă manele. Da. De ce suntem atât de răi? Deci știu restaurante care spune a, vine și Adrian Minune și cântă manele? Nu vă mai vreau. Refuză niște bani ca să nu se cânte manea în restaurantul lui. Deci sunt românii foarte rasiști. Noi românii. Ca să nu spun... Și invers, țigarii mai spun, astfel că e român. Nu sunt de acord cu asta. Ai, și invers. Da. Bine. Mergem mai departe. Puțină lume știe că sunteți pasionați de vânătoare de urși și mistreți. Ați declarat că nu v-a fost niciodată teamă să înfruntați cu pușca în mână chiar și un urs care poate cântări 500 de kilograme. Vă citez acum. E o senzație care nu se poate descrie în cuvinte. Ursul e un animal cu o mare forță, însă câștigă cel mai bun în funcție de mijloacele folosite. Vreau să-mi spuneți de ce vă place atât de mult vânătoarea și când ați fost ultima oară la vânat. Urmează întrebarea. Ce simțiți când ucideți animale? Nu ai fost de mult la vânat. Nu neapărat trebuie să ucizi un animal. Când mergi în pădure și stai acolo în liniștea aceea, este foarte mișto. Mă recrez. De ucis animale e urât, dacă vrei, ceea ce fac. E un sport. Dar totodată e tensiunea, emoția aia, știi, să tragi la 300 de metri, la 200 de metri. E plăcut, se îmbină urâtul cu frumosul. Iar nu am mai avut timp să merg la vânătoare de foarte mult timp. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Roșie întrebarea. Pandemia v-a obligat să renunțați o perioadă la concerte și ați spus că bugetul dumneavoastră a avut de suferit. Ba mai mult, ați declarat că ați fost nevoit să luați bani cu împrumut pentru a vă menține același stil de viață. Vă citez. Ne-a afectat pandemia, nu am mai putut să cheltuim cum cheltuiam înainte. Bineînțeles că a fost un cash de unde am cheltuit. Am mai împrumutat de colo-colo, am mai dat de colo, da, m-am împrumutat. Acesta pare să fie și motivul pentru care, încetul cu încetul,
nu ați mai refuzat petrecerile la care erați invitat să cântați, deși erați conștient că încălcați legea. Ați ajuns astfel poate cel mai amendat artist în această perioadă a pandemiei. În ianuarie anul acesta spuneați că aveați deja 20 de amenzi la activ, din care mai aveați de plătit 3 amenzi în valoare totală de 3.000 de lei. Vă citez acum. Mi se pare normal atunci când încalci regulile impuse de cei de sus. Ai greșit, ai plătit. Nu am avut nimic de obiectat. Vreau să știu de ce, în ciuda acestor amenzi, continuați să mergeți la cântări. Aveți nevoie de bani sau nu credeți în virus? Urmează întrebarea roșie. Vă place să sfidați legea? Nu-mi place să sfidez legea. Orice om trebuie să respecte legea. Dar asta nu înseamnă că atunci când ceva este interzis, să nu-ți placă să greșești. Nu-mi place să sfidez legea, este foarte adevărat. Drept dovadă că am plătit amenziile care mi s-au pus, nimănui nu-i place ca să trezească la două noaptea să vină să-l amendeze pe Adrian. Da? Au și ei familie, au și ei copii. Și cam asta. Deci nu-mi place să sfidez legea. Dar regulile sunt făcute să fie încălcate. Deci cântați în continuare. Trebuie să cânt, nu? Bine, până la ora 10 acum. Bine, am notat. Mergem cu ultima întrebare. Roșie? La final, nu e roșie. Pune așa. Atunci când nu va mai exista Adrian Minune, nu vor mai exista nici manelele. Sunt cuvintele colegului dumneavoastră, Vali Vigelie, care de-a lungul timpului, împreună cu alți colegi de scenă, v-au declarat regele neîncoronat al manelelor. În 2004, însă, s-a declanșat un adevărat conflict când, în cadrul unui eveniment grandios, nu dumneavoastră, ci Nicolae Guță, a fost desemnat rege al manelelor, au urmat atunci huiduieli la scenă deschisă din partea fanilor dumneavoastră la adresa lui Nicolae Guță, iar dumneavoastră, deși nu ați fost prezent la spectacol, i-ați transmis ulterior un mesaj rivalului, vă citez acum, dușmanii îmi poartă pică că n-au valoarea mea. A început astfel un duel verbal care a făcut deliciul iubitorilor de manele. Conflictul s-a stins în cele din urmă, atunci când Nicolae Guță a făcut un pas înapoi și, ca să vă împace, v-a supranumit împăratul manelelor. Urmează întrebarea. Cine este astăzi regele manelelor în România? Nu pot să dau un nume, doar pot să spun atât. Că mie nu-mi place să fiu rege. Mie îmi place să fiu un pion, să schimb toți regi. Mulțumesc, Adi Minune, pentru prezența aici la 40 de întrebări. Acum, o să vă urmărim împreună un tabel și vom vedea împreună timpul rămas. 41 de minute. Mai avem, deci, mult timp de vorbă, pentru că ați fost foarte succint, așa, în răspunsuri. Scurt și decis. Apreciez însă că ați răspuns la toate întrebările mele și vreau să menționez faptul că în niciun moment nu am dezbătut asupra temelor de discuție sau că nu mi-ați cerut întrebările. Nu era posibil, nu dau întrebările invitațiilor mei, dar e important să precizez că ați venit deschis fără să vreți măcar să știți întrebările. Și acesta este momentul din emisiune în care, dacă sunt chestiuni pe care v-ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut-o, am uitat, dacă sunt lucruri pe care ați vrea să le completați sau pur și simplu dacă sunt chestiuni pe care vreți să le lămuriți, acum e momentul. Ca să facem un rezumat al tuturor întrebărilor, repede, așa scurt, ar fi așa. Este foarte adevărat că am fost un copil sărac la început, modest după vârsta de 5 ani. După aceea Dumnezeu mi-a dat harul de a cânta. Al doilea har este soția mea. Mi-a dat copiii mei, familia mea și de aici încolo tot înainte. Iar tot ce a spus dumneavoastră a fost adevărat și eu am răspuns direct și scurt și la obiect. Tot adevărat și din suflet. Pentru că atâta timp cât ai sentimente, nu te joci. Da?
Atâta timp cât ești corect, ești corect cu tine și atunci ești corect cu toată lumea. Da? Asta nu înseamnă că sunt un om mai mult ca perfect. Orice mi-a făcut să greșească, chiar și fără să vrea. Dacă noastră doriți să mă întrebați orice, peste 40 de întrebări, sunt dispus să stau cu noastră. Mulțumesc în prezență, urmează evaluarea mea. Un artist adevărat, un artist care a învățat să fie diplomat, Adi Minune, așa v-am găsit în această Mulțumesc. Seară. Ați învățat să ocoliți niște răspunsuri care ar putea crea poate vâlvă, poate comentarii în presă, poate ceva neplăceri în rândul colegilor dumneavoastră. Deci ați învățat cum să răspundeți, reticent la început, nu ați avut încredere în mine. Dar cu toate acestea, v-am găsit deschis și foarte emoționat când a venit vorba de copii. M-ați emoționat și pe mine. Și acum chiar trebuie să mai facem și alte emisiuni. Unu, ca să-mi cântați. Și doi, ca să-mi povestiți mai multe. Fără atât de multă diplomație. Cu mare drag, cu mare drag. Deci cel mai bine, eu știu să cânt, nu să vorbesc. Bine. Adi Minune, mulțumesc frumos în prezență. Cu aici la 40 de întrebări. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția din această seară. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu, promit, alte întrebări. Sunt Denise Rifai. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă în continuare. La revedere.